Iubiți credincioși, vom relua capitolul despre credință din învățăturile în preastului Mitropolit Andrei. Așadar, Mitropolit Andrei Puț, spiritualitatea creștină spre înțelesul tuturor despre credință. Nu e posibil niciun demers religios, niciun demers spiritual fără credință. Sfântul Apostol Pavel ne spune că credința este încredințarea celor nădăjduite și dovedirea lucrurilor nevăzute. Sau, așa cum aflăm din cărțile noastre de învățătură ortodoxă, credința este o convingere neclintită formată în om prin Harul Divin, în puterea căreia ține ca adevărate toate cele descoperite de Dumnezeu bisericii sale. Dumnezeu a descoperit bisericii sale lucruri minunate și ele sunt scrise în Sfânta Scriptură sau sunt transmise nouă prin Sfânta Tradiție. Cele două căi prin care Dumnezeu ne transmite lucruri extraordinare, dezvăluindu-ne adevărul mântuitoare. Așadar, credința este o convingere de neclintit care o naște Harul Duhului Sfânt în suflet. Întrebarea este, cum primim acest har? Tot Sfântul Apostol Pavel ne spune, credința este din auzite, iar auzirea prin cuvântul lui Hristos. Cuvântul de învățătură pe care îl auzim poartă în el un har. Harul lucrează în inima noastră și în sufletul nostru și naște în suflet credința. În același timp, harul primit prin Sfintele Taine. Credința se naște din acest har, din harul pe care îl poartă în sine cuvântul Scripturilor pe care îl auzim în biserică, fiindu-ne bine vestit de către trimișii lui Hristos, de către preoți slujitorii bisericii prin harul și din harul Sfintelor Taine. Această încredințare pe care o primim în sufletul nostru este propovăduirea cuvântului Dumnezeu, care ne determină la acțiune, la schimbarea vieții. Pe necreștini maturi îi determină să se boteze, să intre în biserică, pe creștinii care au fost botezați, cuvântul binevestit îi determină să pună în lucrare harul primit la botez. Așadar, revenind la definiția Sfântului Apostol Pavel care ne spune, credința este încredințarea celor nădăjduite și dovedirea lucrurilor nevăzute. Un om serios care a primit această credință meditează la ceea ce ne bine vestește biserica, la ceea ce cuprinde Sfânta Scriptură și Sfânta Tradiție, pentru că este vorba despre adevărul de viață și de moarte. Prin cuvântul care ne bine vestește adevărurile dumnezeiești, noi primim mai întâi un firicel de credință, apoi ea crește și se întărește prin voința noastră. Dacă suntem oameni serioși, ne frământăm, cercetăm, studiem și până la urmă credința noastră crește. Prin cuvânt slujitorului Dumnezeu aduce în sufletul ascultătorului argumente. Argumente, să zicem, raționale, prin care determină în prima fază să accepte ideea despre Dumnezeu. Pentru că apoi, după ce rațional ajunge la concluzia că Dumnezeu există, să-L poată întâlni, să-L poată simți. Pentru că Domnul nostru Iisus Hristos zice, limpede în predica de pe munte, fericiți cei curați cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu. Ne vom opri pe scurt la argumente relaționale care ne dovedesc că Dumnezeu există, începând cu argumentul istoric. Acest argument pleacă de la următoarea constatare. Nu s-a pomenit vreodată în istoria lumii, în istoria omenirii, să existe un neam, un popor, o localitate, o țară, în care oamenii să n-aibă o credință în divinitate. Constatând că peste toate locurile și în toate vremurile a fost și există credința într-o divinitate, tragem concluzia că Dumnezeu există. Un alt argument este argumentul așa zis teleologic. Toate fenomenele din univers se înlănțuie și se determină unele pe altele. Orice fenomen are o noimă și are un scop. Concluzia pe care o tragem din această înșiruire a fenomenilor cu anumită noimă este că cineva care rânduiește toate lucrurile și acest cineva este Dumnezeu. Argumentul cosmologic pleacă de la cosmos, cum îi spune și numele. Cosmosul care este frumos, este armonios și în mod logic el trebuie să aibă o cauză. Mergând din cauză în cauză, ajungem până la cauza supremă, ajungem la Dumnezeu. Sau tot argumentul cosmologic al mișcării, orice lucru ce se mișcă a fost pus în mișcare de către cineva. Primul motor care a pus toate lucrurile în mișcare nu e altcineva decât Dumnezeu. Mai există și argumentul moral. Omul din toate timpurile și din toate vremurile a avut conștiință morală.
Glasul lui Dumnezeu grăiește în om. De unde această conștiință morală, dacă nu de la Cel ce l-a creat? Și Cel ce a așezat conștiința morală în noi este Dumnezeu. Mircea Eliade, marele savant, profesor de istoria religiilor, zice că simțământul sacrului nu îl dobândim pe parcursul vieții, ci cu el ne naștem. Dacă ne naștem cu el, el trebuie să vină de undeva, de la Dumnezeu, de la Creatorul nostru. Argumentele raționale pe care le-am amintit sunt puțin școlastice. În Sfânta Scriptură însă găsim argumente extraordinare care merg direct la inima omului, care argumentează plecând de la principiul cauzalității existența lui Dumnezeu. Iată, de exemplu, cartea lui Iov, citim, în cartea lui Iov citim lucrul următor. Dar ea întreabă dobitoacele și te vor învăța, păsările cerului și te vor lămuri, vorbești cu pământul și îți va da învățătură, și peștii mării și îți vor mărturisi cu deamănuntul. Cine nu cunoaște din toate acestea că mâna Domnului a făcut aceste lucruri? Înțeleptul Solomon zice așa, deșers, adică goi sunt, sufletește, goi sunt din fire oamenii care nu cunosc pe Dumnezeu, care n-au știut, plecând de la bunătățile văzute, să vadă pe cel nevăzut, pe cel ce este, nici prin cercetarea lucrurilor sale să înțeleagă pe meșter. Dăm un argument al cauzalității și din Noul Testament. În Epistola către Romani, Sfântul Apostol Pavel ne spune următoarele. Pentru că ceea ce poate cunoaște despre Dumnezeu este cunoscut de către ei, adică de către oameni, fiindcă Dumnezeu le-a arătat lor cele nevăzute ale Lui, se văd de la facerea lumii, înțelegându-se din făpturi, adică veșnica Lui putere și dumnezeire, așa că ei să fie fără cuvânt de apărare. Deci toate lucrurile grăiesc despre Dumnezeu, grăiesc pentru cei ce au ochi, sufletești și văd, atunci când privesc frumusețea naturii. Sfântul Simeon, noul teolog, ne spune cu multă înțelepciune că Dumnezeu este nicăieri pentru cei ce privesc trupește, pentru că e nevăzut, dar pentru cei ce înțeleg duhovnicește, El este pretutinde. Așadar, fără credință, nu se poate face progres spiritual, zice Sfântul Apostol Pavel. Fără credință este cu neputință să plăcem lui Dumnezeu, pentru că atunci când ne apropiem de El și cerem un lucru, trebuie să credem că există deja, că El ne aude, că ne poate împlini cererea noastră. Numai că această credință nu trebuie să rămână teoretică. Credința serioasă îl pune pe om în lucrare. Sfântul Apostol Iacob ne lămurește foarte bine cum trebuie să arate o credință adevărată. Dacă un frate sau o soră sunt goi și lipsiți de hrană, cea de toate zilele, și cineva dintre voi le-ar zice, mergeți în pace, încălziți-vă și vă săturați, dar nu le-ar da cele trebuincioase, care este folosul? Așa și credința, fără fapt, este moartă în ea însăși. Tot în acest sens grește și Ava Pimen. A întrebat un frate, ce este credința? Zisa lui bătrânul, este petrecerea cu smerită cugetare și a face milostenie. Un lucru extraordinar, o definiție pragmatică, credința nu rămâne teoretică în planul minții, ci se implică în viața noastră de zi cu zi. Credința este a petrece în smerită cugetare și a face milostenie, adică a ne implica. Credința trebuie să lucreze prin fapte, prin fapte de iubire. Credința e lucrătoare prin iubire, spune Domnul Iisus Hristos. Omul se cunoaște după roadă, iar omul se cunoaște după faptă. În perioada interbelică a trăit în România un mare misionar, Lascăr Moldoveanu. El a lăsat nenumărate cărți și pilde despre viața creștină. Într-una dintre ele face o legătură directă între credință și faptă bună. Noi știm că fapta bună izvorăște dintr-o credință adevărată, dar adevărată și reciprocă, fapta bună poate naște și poate întări credința. Un necredincios i-a grăit unui credincios. Ce bună ar fi lucrarea mea dacă aș fi credincios? De unde știe aceasta, întreba credinciosul? Din purtarea bună pe care o văd la cei credincioși, zice necredinciosul.
Atunci credinciosul îi răspunde, prietene, începe și tu o purtare bună și ai să vezi că îți vine credința. Omul acela, care nu era un suflet pierdut, început să-și dea osteneala să facă fapte bune. Și după o bucată de vreme, veni la cel credincios și zice, și zise, îți mulțumesc, prietene, de sfatul pe care mi l-ai dat, că iată, am ajuns și eu om credincios. Credinciosul atunci rosti, credința, dragul meu, este izvorul faptelor bune, dar și faptele bune pot aduce credința. Credința care rodește trebuie să fie o credință serioasă, să fie o credință tare. Și ucenicii Domnului se plângeau de credința lor slabă. La un moment dat îi spun Domnului Hristos, sporește-ne credința. Dar Domnul le-a zis, dacă ați avea credință cât un grăunte de muștar, a zice acestui sicomor, dezrădăcinează-te și te sădește în mare și vă va asculta. Cei dinaintea noastră aveau o credință serioasă și dreaptă, o credință bună, ortodoxă, adică dremuritoare. În vremurile noastre, adesea observăm că mulți dintre cei care se declară creștini au o credință formală, foarte slabă, nemaipomenind că unii ajung până într-acolo încât să fie liberi cugetători. Despre liberi cugetători, Ioan Luca Caragiale spunea, și dacă liberi cugetătorii nu mai puteți crede în Dumnezeu, căci nu mai sunteți în stare să-L vedeți pe El ce ți se arată pretutindeni, afară de în sufletul vostru, nu puteți crede nici măcar în ceea ce vedeți în semenii voștri. Nu înțelegeți voi, care tot vă plângeți slăbiciunea noastră față de ei, ce întăriți ies după ce s-au rugat și au primit binecuvântarea? Și dacă nici atâta nu înțelegeți, nu vă aduceți aminte, bare, de o vreme nu tocmai îndepărtată, când părinții voștri care dor sub umbra crucii, cunoșteau izvorul unei întăriri binefăcătoare și știau să se adapte din el. Adică credința care vine în auz, prin Sfintele Taine, prin rugăciune. Ce frumos! Caragiale a fost un om credincios și suferea, văzând indiferența, formalismul sau libera cugetare a multora dintre contemporanii săi. Ce să mai zicem noi, dar, de contemporanii noștri? Dumnezeului nostru slavă, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.